Grupul Partidului Național Liberal va părăsi această ședință. Vă propun să vi se suspende achitarea indemnizației de ședință pentru această ședință, pentru că nu este normal, odată ce nici măcar nu s-a intrat în ordinea de zi, noi nu progresăm ședința. Nu putem accepta o astfel de situație și vă rog frumos să înțelegeți că ne aduceți în măsura în care să ajungem să luăm măsuri extreme. Vrem, din acest punct de vedere, să tragem un semnal de alarmă și să protestăm pentru acest boicot, această îngropare a economiei județului Iași, și grupul Partidului Național Liberal va părăsi această ședință cerându-vă să nu mai ignorați proiectul Parcului Industrial de la Lețcan și să îi dați drumul cât mai repede, pentru că nu vă puteți bate joc de un astfel de proiect. Mulțumesc frumos! Vă rog să conservați în procesul verbal de ședință că totuși colegii noștri au părăsit ședința înainte de intrarea pe ordinea de zi, ceea ce cred că, din punct de vedere reglementar, echivalează cu absența dumnealor de la ședință în condițiile în care au semnat de prezență la această ședință. Și în consecință, vă propun să vi se suspende achitarea indemnizației de ședință pentru această ședință, pentru că nu este normal, odată ce nici măcar nu s-a intrat în ordinea de zi, noi nu progresez ședința, noi derulăm ședința fără prezența dumneavoastră, dar în majoritatea împreună și cu colegii de la PNP și colegii de la UNFR, dar nu este normal ca pentru un lucru nemuncit să încaseze indemnizația de ședință. Mulțumesc!